Doamnelor și domnilor, bine ați venit din nou la Politica la Iași. Astăzi o emisiune pe care îmi doream de mult să o fac, dar o fac, o realizez acum. De ce nu se fac autostrăzile? Am vorbit mult și se vorbește mult și e foarte bine că se vorbește în societatea civilă ieșeană de aspectele politice ale proiectului de autostradă Iași-Târgu Mureș, la nivel național despre celelalte tronsoane, celelalte proiecte. Foarte rar însă în emisiuni politice e atinsă partea tehnică. Ori astăzi aș vrea să vedem dacă nu putem începe cu partea tehnică și trece de la tehnic la politic, dacă este cazul, alături de invitatul meu, domnul profesor universitar, doctor inginer Nicolae Boțu, de la Facultatea de Construcții și Instalații din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași. Dumneavoastră cunoașteți problema atât ca specialist din mediul academic, de asemenea ca manager al unei companii care se ocupă cu proiectarea și execuția de lucrări în construcții. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Spuneam că încercăm să parcurgem poate pașii logici ai unor asemenea demersuri și să vedem dacă pe lângă partea politică și în partea tehnică sunt obstacole. V-aș propune o caracterizare generală. E oportun titlul acesta, cum l-am formulat, există și motive tehnice, nu doar cele politice sau financiare, pentru care întârziem cu aceste proiecte? Sigur, titlul este cât se poate de oportun, pentru că, într-adevăr, nu prea facem autostrăzi și nu numai la Iași sau în Moldova, ci în toată țara. Categoric, principala cauză pentru care nu reușim să facem nu numai autostrăzi, dar și drumuri naționale și alte tipuri de lucrări, principala cauză este tehnică, nu neapărat politică. Sigur că dacă vorbim de Târgu Mureș și Iași, atunci sigur putem să vorbim și de cauze politice, poate chiar și financiare, pentru că este o lucrare grea și, din păcate, nu, după câte știu eu, nu a fost acceptată și n-a intrat pe masterplanul național propus și după aceea aprobat de la Uniunea Europeană la Bruxelles. În schimb, în momentul de față, practic, aproape tot ce înseamnă investiție reieșită din compania națională sau scoasă la licitație, este sortită eșecului din considerente exclusiv tehnice. Și anume, în primul rând, e vorba de caietele de sarcini și valorile estimate ale acestor proiecte, ale acestor caiete de sarcini, sunt totalmente depășite. Caietele de sarcini nu conțin nici pe departe toate informațiile și toate acțiunile care trebuie să rezolvate pe parcursul unei astfel de lucrări, iar valorile estimate sunt mult mai mici decât cele reale. Vom ajunge la pasul acesta al caietului de sarcini. Noastră spuneați, da, sigur, s-a vorbit mult că ar fi în master plan sau ar fi măcar primul tronson de la Iași-Târgu Neamț și s-a început. Da, vom vedea, ne-am obișnuit cu masterplanurile că se modifică de la guvern la guvern. În 2015, dacă țineți minte, în ianuarie, de ziua Unirii, a fost guvernul aici și a fost și conducerea Ministerului Transporturilor și s-a promis la momentul respectiv că va fi dat drumul la cel puțin la studiul de fezabilitate și la partea de proiectare pentru Târgu Mureș, Târgu Neamț, ca și drum expres, și respectiv Târgu Neamț, Iași-Ungheni, ca și autostradă. Uh-huh. Acest ultim traseu a rămas încă pe agenda masterplanului, însă nu a fost aprobat la Bruxelles și a fost scos complet din joc de către actualul guvern și guvernele anterioare. Nimeni nu și-a bătut capul cu acest tronson. Târgu Neamț Iași este un tronson ușor. Este un tronson care poate fi făcut foarte, foarte simplu, cu bani mult mai puțini. Sigur, zona de munte este foarte, foarte scumpă. Cumva acest tronson, și după aceea revenim la organigrama logică, acest tronson
Sigur, e o distanță mai mare prin munți. Credeți că varianta concurentă, de fapt există două variante concurente, una prin nord, am senzația mai puțin populară, și e varianta Bacău-Brașov. Credeți că oameni din zona tehnică, oameni care se pricep așa cum vă pricepe dumneavoastră, ar putea susține că e mai ușor, mai ieftin, mai bine să se facă acel tronson și nu prin Nu, Ditreu? tronsonul care ar trebui să se facă este cel de la Târgu Mureș, Ditrău și Ditrău Târgu Neamț, Târgu Neamț Iași. Ăsta este tronsonul normal. Pe la Brașov, într-adevăr, Brașov-Bacău, cu intrare în zona Bacăului, pe zona Brașovului pe jos, în zona subcarpatică, în centrul țării oarecum, e o distanță mult mai lungă, mult mai lungă, și nu rezolvă problemele în totalitate. Noi sperăm în continuare să reușim să convingem sau să se convingă ei înșiși în sfârșit de faptul, de oportunitatea acestei autostrăzi, pentru că peste tot ni se spune faptul că nu este trafic, că nu este rentabil. Că pentru asta, sigur că ar trebui să plătească cineva, Uniunea Europeană ar trebui să-și recupereze oarecum banii într-o formă sau alta. Însă, noi putem să spunem, bine, nu este trafic acum, dar dacă dăm drumul la autostradă, o să fie. Nu este rentabil acum, pentru că zonele acestea nu sunt dezvoltate, dar dacă facem autostradă, o să fie. Tocmai de asta ar trebui Bun, aici sunt privit argumente fără politice. discuție, Aici sunt bineînțeles. argumente politice. Bineînțeles. Pe de altă parte, nici nu are cine să facă lobby pentru zona aceasta. Să știți că la București, în cadrul Ministerului, este o bătălie grozavă pentru zone, pentru traseele acestea. Nu, e foarte importantă și partea aceasta Contează de. cu ceva faptul că la nivelul guvernului în ansamblu, probabil și la nivelul ministerului de specialitate, nu sunt foarte mulți localnici Nu este oameni. nimeni. Nu este nimeni din tot Iași, din toată zona asta a Moldovei, nu este nimeni. Și fără discuție, contează foarte, foarte mult. Foarte mult. Nu vreau să comentez aici, vreau să vă spun cum s-a ajuns la tronsonul Târgu Neamț Iași ca și autostradă. Eu știu A foarte fost bine, era presiune cineva imensă, cred. acolo care Spunea că. a intervenit și a reușit să schimbe din traseu, din zona, din drum expres în Era autostradă. ideea aceea a fazării care ar fi însemnat, nu, mâine în România înseamnă niciodată, de fapt. Da, bine, acum sigur că se punea problema că să fie un traseu de drum expres. Drumul expres este foarte asemănător cu autostrada, în afară și, în schimb, nu conține cele două benzi, dreapta-stânga, benzi de așteptare, Da, de da? așteptare, de Și de accelerare. accelerare, exact. Sunt în zona de munte, sunt așa de multe astea de tuneluri și viaducte, poduri, care trebuie făcute de la început pe principiul Pe principiul autostradă. autostrăzii, Nu se mai pot pentru că dezvolta după după aceea, aceea. da. Deci Nu mai pot. ceea ce spuneau unii guvernanți, că întâi o facem la nivel de drum expres și după aceea la autostradă, n-ar fi prins zona Nu, muntoasă. nu Deci ar fi era o prins. semiminciune, Nu, era o era. semiminciune, Fără nu? discuții. Acolo, în mod normal, trebuie să faci autostradă de la început. Nu poți să mai vii după aceea să mai lungești, să mai lățești, să mai. Nu, nu poți. Trebuie de la început Haideți să autostradă. abstractizăm. Sunt, Da. ca inginer, sunt convins că vă place. Cineva politic sau societatea observă nevoia unei autostrăzi între punctul A și punctul B. Să zicem că să scoatem din calcul aspectele de finanțare, că aici ne vom întinde foarte mult, Da. și se predă această sarcină politică unor tehnicieni, să-i numim, nu? Gândiți proiectul, cum începe și care sunt, sigur, ne interesează sursele de blocaj. Da, primul lucru pe care trebuie să-l facă instituția care organizează licitația pentru partea de proiectare. Pentru că primul lucru pe care trebuie să-l faci este studiul de fezabilitate, după care va veni. Să rămânem la studiul de fezabilitate, pentru că Da. telespectatorii știu, au fost niște studii, ele expiră la un anumit moment. De ce expiră Nu, nu studiile de fezabilitate? expiră niciunul.
A, trebuie făcut este, din nou. Nu este nicio lege nicăieri care să indice faptul că un studiu de fezabilitate are un anumit în termen sens de larg, garanție. Dar i-au găsit, no. au găsit cu cale să no, refacă studiile. Lucrurile sunt mult mai românești. Bun, dar nu greșesc eu când spun că se face de 2 ori acel studiu, nu? Se face și de 3 ori, de atâta timp cât primele studii s-au făcut foarte prost. Aha. Și fără nicio logică și fără studii, fără foraje, fără nimic. Tot ce înseamnă studii făcute până acum pe aceste tronsoane, și nu numai pe tronsoanul acesta, și în celelalte zone, s-au făcut fără foraje. S-au făcut pur și simplu din birou. Spre exemplu, era la un moment dat pe o lungime de vreo 160 de kilometri, 3 foraje făcute în total pentru... Și cam cât ar trebui? Asta telespectatorii să-și facă un foraj la între 200 și 500 de metri. Vă dați seama câte sunt mii. Da. Mii de foraj. Fac o paranteză. Tronsonul acela inaugurat de fostul prim-ministru Ponta și care la scurt timp s-au găsit fisuri acolo, tot din cauza că nu s-a forat suficient de... Nu. Nu? A fost altceva. Nu. Acolo a fost un lucru cât se poate execuția, de clar, sigur că da. Execuția, pur și simplu, au furat materiale. E o chestie românească de cea mai pură speță. Și au mai fac și străinii care vin noi în România. Noi am făcut expertiza și știm foarte bine care a fost situația acolo. Bine, se spune că a lucrat în pregilio. Nu ești pe departe. Și dumneavoastră și telespectatorii trebuie să înțeleagă faptul că atunci când se spune că se afirmă că o firmă străină a câștigat o licitație... E un subcontracta. Da, trebuie să știe clar că asta este o gogoriță efectiv. Pentru că firma străină, aproape toate firmele străine care au venit în România și-au adus 2-3 oameni, de obicei cei mai slabi din echipele lor, din țările lor, care au avut singur scop să ducă banii, majoritatea, cel puțin 50% din banii pe care îi câștigă, imediat către țările lor. După aceea, cu banii care au mai rămas, extrem de puțini, să găsească niște amărâți de români care să facă lucrările. Așa s-a întâmplat și acolo. Virgilio a găsit niște români, o echipă de o firmă de la București care a încheiat un contract cu Virgilio, care valoarea contractului era mai mică decât suma tuturor materialelor pe care firma respectivă trebuia să le pună în operă. Și atunci de la început știi cât se poate declar că ăla nu va face treabă de calitate. Bun. Și a început să fure. Bun, să revenim. Deci trebuie forat des. Asta înseamnă timp. Sunt niște norme cât se poate declare. Este un ghid de proiectare geotehnică pe care noi l-am făcut aici la Iași și care l-am înaintat, a fost aprobat la companie și care indică foarte clar numărul de foraje, adâncimea pe care trebuie să o faci. Și bănuiesc că diferă și în funcție de relief, și de relief, tipul solului. Sigur că da. Din punctul nostru de vedere, această nevoie de forare pe un... pe Iași, Târgu Mureș, că asta ne interesează în primul rând, e deosebit de mare, nu? Mai ales zona muntoasă. Este în zona muntoasă, da. Bine, acum de obicei se fac foraje foarte adânci, asta înseamnă 25-35 de metri, în zonele unde avem viaducte, unde avem poduri de mari dimensiuni, în zonele unde avem tuneluri, atunci trebuie să vii de sus, din partea superioară, și trebuie să ajungi cel puțin 6 metri, poate chiar mai mult, 10 metri, sub linia roșie a tunelului. În condiții în care tunelul este undeva la câteva sute de metri față de limita superioară a dealului, a muntelui, atunci, sigur, spre exemplu, noi ar fi trebuit, la un moment dat, pentru că am lucrat pe Sibiu-Pitești, trebuia să facem niște foraje la 240 de metri adâncime. E foarte mult. Am vorbit și despre Sibiu-Pitești. Da. Bun. Deci să spunem că studiul de fezabilitate se face și se face serios. Ca ordin de mărime, sigur că diferă, dar din punctul meu ăsta, dacă ați vedea pe Iași, Târgu Mureș un studiu de fezabilitate, cam cât timp și ar dura unul serios? Vă spun acum la ăsta de la Sibiu, Pitești, s-a cerut la un moment dat vreo 8-9 luni la un moment dat, în schimb Jaspers, firma care coordonează întreaga activitate din partea Uniunii Europene, a cerut undeva la 2 ani max, 2 ani maxim. Bun, și asta înseamnă seriozitate sau tragere de timp? Nu, seriozitate, înseamnă maximă. Seriozitate, maximă, da? Maximă. Nu e deloc simplu. Da.
Nu deloc singur, pentru că sunt zone montane unde poți să ajungi doar cu elicopterul. Sunt zone în care ai un foraj ține și o săptămână sau chiar două. Deci e necesar să dăm mult mai mult timp și să acordăm și sumele necesare pentru studii de fezabilitate, în așa fel încât după aceea să lucrurile să decurgă în mod normal Așa. și să nu mai avem Pasul probleme. următor, deci după ce se încheie studiul, bănuiesc că el este acceptat, că Sigur, nu e acceptat sunt de comisii întregi, autoritatea, sunt da, comisii întregi care e verifică. seriozitate la acceptarea studiilor de Acum, da, fezabilitate. până acum nu, pentru că dacă până acum s-au acceptat atâtea studii de fezabilitate în condițiile în care s-a constatat până la urmă că nu erau foraje, înseamnă că n-a fost nici seriozitate, nici la... Da, aici Bun, voiam să știu acum, ca să dacă... vedeți cam ce înseamnă și bani și ce înseamnă un studiu de fezabilitate. Până studiile anterioare, să presupunem, nu dau nume, că s-ar putea să cine cunoaște Da, problemele acestea să vadă nu exact fără sau să nume, dar... afle numele firmelor care au lucrat. Deci s-a lucrat la un moment dat pentru un SF pentru autostradă o lucrare de studiu de fezabilitate 2 milioane și jumătate de euro. Acum, după redactarea normativelor și după acest ghid, când s-a intervenit cu un caiet de sarcini mult mai complet, s-a ajuns la 22 de milioane de euro. Ajungem la studiul de fezabilitate. Deci, până la urmă, telespectatorii ar trebui, sau sugestia noastră ar fi, când vedem un studiu de fezabilitate foarte ieftin și respins și în locul lui unul scump, nu înseamnă neapărat că se dirijează bani, Nu, 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 nici pe înseamnă departe. că se Nu. muncește serios și, Da, sigur, se pot dirija bani, da. de ce nu s-a muncit serios și Așa. înainte? Aici e toată problema. Cine a permis înainte să se facă acele studii de fezabilitate fără foraje, fără nimica, scoase din burtă pur și simplu și fără... Ce înseamnă din burtă? Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul în care indici un foraj, ca și cum l-ai fi făcut, dar nu l-ai făcut, indici o anumită Bun, stratificație. astea nu sunt cazuri, nu sunt chestiuni penale, Da, totuși nu. eu sunt convins că da. Sunt Bun, nu convins că suntem da. juriști. Da. Bun. După ce s-a acceptat studiul de fezabilitate, vine plăcuta îndeletnicire, nu? A caietului de sarcini sau Nu, mai e? nu, 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 mai e, asta e mai e. înainte. Deci înainte. Eu vreau să vorbim Înainte. despre. Deci, Da, dar după în ce. momentul în care începi activitatea, spre exemplu, iese la licitație un studiu de fezabilitate în faza respectivă, înainte de proiectare, da? Ca să poți să optezi și să propui o anumită sumă ca și ofertă, trebuie să ai un caiet de sarcini pe care să-l urmărești efectiv. Am Trebuie să fac înțeles. atâtea foraje, atâtea cutare, Eu am atâtea. întrebat pentru că, așa, ca novice, mi s-ar părea logic să, ca eu, firmă, dacă mă înscriu la o licitație, să pot avea și să mă bazez pe un studiu neutru, nu să-l fac tot eu, nu? Absolut neutru, Da. dar caietul de sarcini este făcut de specialiștii Bun. beneficiarului. De ce e făcut înainte? Haideți să Sigur vedem, că da. da. Haideți să Da. vedem de ce apar atât de multe contestații, pentru că noi știm, Da. licitațiile se organizează, după care, automat, în secunda a doua, ele sunt contestate. Da, în primul rând, deci apare caietul de sarcini și timp de câteva săptămâni beneficiarul acordă timpul necesar celor care vor să participe la licitație pentru o analiză a caietului de sarcini și pentru comentarii vis-a-vis Așa, corect. de caietul de sarcini. Spre exemplu, la Sibiu-Pitești, cu toate că a fost studiul de fezabilitate și caietul cel mai bine făcut în ultimii ani, deci la Sibiu-Pitești au apărut 40 de pagini de contestații după primele Contestațiile săptămâni. acestea, hai să spun preliminare, sunt serioase sau Sens, sunt nu. așa Cele mai multe, subiective? nu, cele mai multe sunt serioase, sunt făcute de specialiști, de cei care vor să participe și care constată că acel caiet de sarcini nu este foarte clar sau mai au întrebări de făcut, nu este suficient de elocvent, pentru că în baza acestui caiet de sarcini tu îți faci și propunerea financiară cu care Am vii, înțeles. care Da. Și până la urmă autoritățile, decide. da, și autoritățile și specialiștii din rândul autorităților tind să țină cont de aceste Nu. observații Aici sau mai eu... degrabă nu? Mai degrabă nu. Mai degrabă nu. În primul rând, aceste caiete de sarcini ar trebui să fie făcute de specialiști. Dar asta ar trebui ca beneficiarul să aibă specialiști respectivi. De cele mai multe ori nu se apelează la alți specialiști din afară care cunosc foarte bine problemele, ci de angajații
instituții respective care organizează. Cum angajații respectiv nu au experiență, n-au fost pe șantiere, nu știu când, ce înseamnă una, ce înseamnă alta, pierd din vedere foarte multe elemente. Spre exemplu, vă dau tot așa la Sibiu, Pitești, au uitat să pună tuburile înclinometrice pentru un trebuie anumit să explicați tip. Trebuie și, da. Și ce nu, sunt ele. Ca idee, da. Numai. Da. Nu, da. Tuburile înclinometrice care impun încercările care indică adâncimea la care au loc potențialele alunecări de teren. Numai chestia asta, care este minoră, dar costă 80 până la 100.000 de euro. Atât. Au uitat, pur și simplu au uitat. Ei, cine pune banii ăștia după aceea, 100.000 de euro, din banii proprii, după aceea, pentru că au uitat compania, pentru că respectiva instituție nu mai poate după aceea să intervină și să suplimenteze financiar lucrarea, pentru că s-ar ceilalți care au fost scoși din joc. Dar nu poate exista, înțeleg foarte bine, licitația atunci ar deveni foarte vulnerabilă, dar să spunem pe parcursul execuției lucrărilor se pot face, din câte știu, să spun, acte adiționale sau în limita unor sume de bani. În limita unor sume de bani, însă este foarte posibil. Uitați-vă, iarăși dau exemplu, pentru că este cel mai aproape, cel mai concret. Sibiu-Pitești, caietul de sarcini, repet, nu a fost chiar rău făcut, a avut foarte multe probleme, dar până la urmă s-a putut lucra pe el. În schimb, suma efectivă a fost mai mică cu 3 milioane de euro. Acum, în momentul de față, Sibiu-Pitești nu va fi terminat, studiul de fezabilitate, tocmai pentru că lipsește această sumă. Cine o mai pune în continuare? Nu știu. O să vedem cum se descurcă. Vom reveni după o scurtă pauză publicitară, pentru că Sibiu-Pitești e bifată de toată lumea ca autostrada care trebuie să se facă repede, ca după aceea să mai vină și altele, dar se pare că lucrurile nu stau chiar nu, așa. Nu, stau nici pe departe așa.